Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Nicoleta Toacă și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Paisprezece percheziții efectuate de Centrul Național Anticorupție la Institutul Oncologic. Ministra Sănătății îi avertizează pe toți cei care iau mită. În curând, CNA le va bate la ușă. Din 1 august, mai multe categorii de pacienți vor beneficia de medicamente compensate, doar în baza consultației medicului de familie. Ministerul de Externe reiterează apelul către cetățenii moldoveni de a se abține de la deplasarea în toate teritoriile ucrainene temporar ocupate de Federația Rusă. Percheziție la Institutul Oncologic. Patru medici ar fi pretins bani de la pacienți pentru servicii care sunt gratuite. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au desfășurat 14 percheziții. Cauza penală a fost inițiată în luna aprilie 2023, iar până în prezent au fost documentate acțiunile ilicite ale vicedirectorului Centrului Consultativ Diagnostic și a trei șefi de secție. Potrivit probelor acumulate, persoanele menționate ar fi pretins și acceptat personal și prin persoane terțe diferite sume de bani de la pacienți pentru următoarele servicii, pentru organizarea efectuării intervențiilor chirurgicale, consultării pacienților fără rând, precum și organizarea prestării altor servicii medicale, exercitarea cărora este prevăzut în fișele de post ale personalului medical și care sunt acoperite de polița de asigurare medicală, urmând a fi acordate beneficiarilor gratuit. Astfel, sumele pretinse și acceptate de persoanele investigate nu erau reflectate în contabilitatea instituției. În urma perchezițiilor operate la domiciliile, birourile și automobilele bănuiților, au fost ridicate mijloace bănești în lei și diferită valută și registre de evidență a persoanelor care au beneficiat de asistență medicală specializată de ambulator. La moment, acțiunile de urmărire penală continuă, iar cei patru angajați ai Institutului Oncologic sunt cercetați în stare de libertate. Ministra Sănătății Alana Merencu a venit cu o reacție după ce a fost anunțat că mai mulți medici sunt cercetați penal pentru luare de mită. Într-o postare pe o rețea de socializare, ministra subliniază că salariile medicilor sunt mici, însă luarea de mită nu reprezintă o scuză. Totodată, Nemerencu anunță că salariile angajaților medicali din cadrul acestei instituții să fie majorate considerabil. Va fi o majorare esențială. Înțelegem că medicii, personalul medical, își doresc salarii pe măsura muncii pe care o fac și condiții moderne de lucru, echipamente pentru a presta servicii de calitate. Ne-am asumat să realizăm acest lucru într-un termen rapid și am cerut atât de puțin atitudine bună, omenoasă față de pacienți și renunțarea la obiceiurile vechi de a lua bani, acolo unde aceste practici mai există. Ar fi bine ca mesajul meu să fie clar. Noi nu lucrăm pe brânci la minister și alți oameni în alte țări plătesc 10 de milioane de euro din contribuția lor pentru înșirată mai sus, ca să asigurăm unor vacanțe, mașini și case de lux. A scris Nemerenco. Mai mult, ministra avertizează toți angajații medicali care iau mită că în curând CNA le va bate la ușă. Domeniul sănătății rămâne a fi unul dintre cele mai afectate de corupție. Este rușinos să auzim despre atâtea cazuri de mită în instituțiile de sănătate. Ion Dodon, directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, spune că în sistemul ocrotirii sănătății corupția înflorește nestingherit. Se investește foarte mult, se alocă surse foarte, hai să spunem, foarte, dar destul de esențiale pentru această instituție, chiar în ultimii ani. Cred că, apropo, contractele cu toate instituțiile medicale, inclusiv cu Institutul Oncologic, sunt publice și toată lumea poate să vadă resursele acordate de către CNAM, dar nu sunt a CNAM-ului, sunt a oamenilor. Și oamenii, după ce mi-ai achit primii, mai merg și acolo li se mai solicită sau li se dă de înțeles sau li se acceptă, chiar dacă nu se cere direct, se acceptă plăți neformale. Și nu e vorba doar de această instituție, din păcate încă mai persistă acest fenomen și acest fenomen deja este rușinos pentru noi. Nu mai poate fi tolerat. În anul 2023, la capitolul Medicamente și dispozitive medicale compensate, conform legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, a fost prevăzut de puțin peste 1 miliard de lei. Începând cu 1 august curent, persoanele asigurate vor avea acces în premieră la medicamente compensate pentru tratamente în condiții de ambulatoriu. Apropo, cheltuielile de buzunar ale pacienților în sistemul sănătății sunt cel mai mult legate de
necesitate de a achita medicamente sau dispozitive medicale compensate, de aceea și este o atenție mai mare la capitolul medicamente și dispozitive medicale. Urmează a fi compensate mai multe medicamente pentru boli dermatovenerologice, pentru psoriazis, vor fi 5 denumiri comune internaționale noi, pentru boala oftalmologică, pentru glaucom. La fel o să avem 3 poziții compensate integral. Ion Dodon menționează că nu toți pot beneficia de aceste compensații. Să fie atenți atunci când merg la farmacie, doar după ce au consultat medicul de familie. Nu se eliberează de către deci medicamentul sau dispozitivul se eliberează în farmacie, dar în baza unei rețete eliberate de către medicul de familie sau după caz de către medicul specialist. De obicei sau regula generală la momentul actual este medicul de familie. Ulterior, probabil din 2024, nu o să importe atât de mult medicul de familie sau medicul specialist, pentru că ne dorim implementarea unui sistem informațional e-rețetă, care va permite evitarea dublărilor. Acum nu poți să lași, de exemplu, și medicul de familie și medicul cardiolog, pentru că ambii, dacă o să elibereze, o să fie un exces și noi o să avem cheltuieli iraționale. Cheltuielile anuale planificate pentru compensarea medicamentelor noi se estimează la circa 35 de milioane, iar a dispozitivelor medicale noi incluse în listă la peste 24,3 milioane de lei. Banii respectivi au fost planificați în fondurile în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, al cărui buget total pentru anul 2023 este de peste 1,32 miliarde de lei. Maia Sandu a explicat motivul pentru care niciun demnitar al țării nu a fost prezent la învestirea noului bașcan din UTA Găgăuzia, Evgenia Guțul. Șefa statului a declarat că nu este corect să participe la inaugurarea unei persoane susținută de o grupare criminală. Nu am mers pentru că nu cred că este corect să mergi la inaugurarea în funcția unei persoane care în campanie electorală a fost susținută de către o grupare criminală și care face parte dintr-un partid politic care între timp a fost declarat neconstituțional. În ziua învestirii, Evgenia Guțul a scris pe o rețea socială că a aflat din presă că Maia Sandu, Dorin Răcean și Igor Gros vor lipsi de la ceremonie. Printr-o decizie a Curții Constituționale, la data de 19 iunie, Partidul Șor a fost declarat neconstituțional. Ieri, procuratura anticorupție a venit cu precizări privind cauza penală. Despre finanțarea ilegală și coruperea legăturilor în cadrul campaniei electorale de alegerea candidatului la funcția de bașcan, 11 persoane au statut de bănuit. Pentru infracțiunea comisă, legea prevede o pedeapsă cu amendă până la 92 de mii de lei sau închisoare de la 2 la 7 ani în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani. Ca urmare, în cazul în care de către instanța de judecată va fi stabilită vinovăția persoanelor pe episodul dat, pedeapsa stabilită de lege prevede privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții legate de activitatea politică. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți pe străzile capitalei cum comentează lipsa guvernanților de la ceremonia de învestire a Evgeniei Guțul. Odată că nu a fost semnat de președintele Republicii, înseamnă că au procedat corect. Când a fost ales bașcanul, au spus că asta e alegerea poporului, trebuie să stimăm. Ieri la inaugurație nici președintul, nici premier-ministru n-a fost. Aici cere două concluzii. Ori n-au stimă față de poporul găgăuz, ori totuși primele cuvinte au fost spuse nu drept. Cred că nu. De ce? Dacă vrem să fim relații bune, ar trebui să participăm, să fim cu părerea noastră, dar prezenți ar trebui să fie cineva. Mi se pare că ceea ce a fost ieri a fost ilegitim și, din păcate, noi nu știm din ce surse a fost organizat acest eveniment. Ca și singur faptul alegerilor, cum ele au fost petrecute, și legitimitatea acestor alegeri în Găgăuzia. Ну, это как минимум неправильно, потому что все-таки люди выбрали этого человека, значит, хотя бы совесть надо иметь, хоть поприсутствовать. Cum credeți? Aș participa. Nu, dacă aș fi oficial. Credeți că au procedat corect? Sigur.
cu ce să te duci să stai la masă cu ce? Cu hoții, cu acei care fac învârtiele, falsificări sau, de pildă, cum ar fi alegerile falsificate, ori una alta, prin bani, prin prostii. Apoi să duci să stai la masă, e bine așa, da? Mergem înainte, e bine așa. Cetățenii și-au expus părerile față de investirea lui Guțul în funcția de bașcan al Găgăuziei, care este învinuită de autoritățile centrale de coruperea scrutinului electoral. Părerea nu e părere bună, nu am. De ce? Pentru că nu respectă legile Republicii Moldova. Poporul o câștigat și a noștri nu vor să le zică că e bine, dar e hotărât și noi avem cu dânsi. Mi se pare că bașcanul precedent și bașcanul actual n-au câștigat alegerile conform legii. Găgăuzia are a lor autonomia lor și ar trebui să fie așa. Nu trebuie să amestece departamentul din Chișinău și atât ministerul din Chișinău pentru dânsă. Не знаю, молоденькая девочка, посмотрим. Ну, она вроде уже там чего-то там начинает работать потихоньку. Ты что могу сказать? В добрый путь. Ну, около нового поста, корректом по варере мега. Ну, все было мазяло пост. Шорну дарме. Fraudarea alegerilor Bașcanului a adâncit și mai mult divergențele dintre autoritățile centrale și cele din autonomia găgăuză. Interlocutorii au mai fost întrebați cum ar trebui să fie relațiile dintre Chișinău și Combrat în viitor. Trebuie să discute. Cât mai mult discuție, cât mai mult înțelegere. Așa, eu cred. Ce înseamnă? Stări diferite. Cum este orice raion, Râșcani, Florești, ce înseamnă? Deodată autonomii, ei vor să mănânce din capul moldovenilor. Nu se face așa. Nu-i regul în țară. Cum a să fie doamna, cum a să târni față de Moldova, asta depinde foarte mult. Și cum credeți, cum va fi relațiile Comratului cu Chișinău? Sper să fie relații bune, de prietenie. Da, dacă o ține cu Putin, nu-i chiar bine. Nu, cred că nu așa de bune. De ce? Nu, odată că nu respectă legile și astea, eu nu știu. Să vede timpul. Cum considerați, ar putea Șor să folosească Găgăuzia împotriva Chișinăului? Nu, într-un fel deja o folosește. Nu dintre Chișinău și Comrat, ar fi relațiile să fie toate egale, că e un singur stat. Nu e stat în stat, dar e un singur stat, e Republica Moldova. Că dacă sunt minorități naționale, sunt toți egali, trebuie să fie minorități naționale. Nu Găgăuzul e... Și bulgarul cu ucraineanul e nimic, da? Nu trebuie să fie relații de prietenie, că suntem într-o țară, nu suntem dușmani unul la altul, eu așa cred, dar acolo se decide mai mult de la Moscova, nu de aici, la Comrat. Aici la Comrat sunt ascultători, se îndeplinesc ei și le spune. Alertă de călătorie, Ministerul de Externe reiterează apelul către cetățenii moldoveni de a se abține de la deplasarea în toate teritoriile ucrainene temporar ocupate de Federația Rusă, din regiunile Donetsk, Lugansk, Zaporojie, Herson și în peninsula Crimeea. Având în vedere războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei în plină desfășurare și creșterea dramatică în intensitatea ostilităților în regiunile din sudul și estul țării, Ministerul Afacerilor Externe și al Integrării Europene face apel la cetățenii Republicii Moldova să se informeze permanent din surse sigure, să rămână precaut și să fie în măsură să-și ajusteze prompt planurile de călătorie. Prin urmare, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene recomandă menținerea contactului cu ambasada sau consulatul general din Ucraina. Ministerul reiterează poziția de nerecunoaștere a anexării ilegale de către Federația Rusă a tuturor regiunilor ucrainene, inclusiv a peninsulei Crimeea. Acestea rămân conform dreptului internațional părți integrate ale Ucrainei și sunt tratate în calitate de teritorii temporar ocupate. În aceste condiții, misiunea diplomatică și oficiul consular ale Republicii Moldova sunt extrem de limitate în capacitatea de a oferi asistență și protecție consulară cetățenilor care se află în regiunile enumerate. Se arată în comunicatul emis de minister. Intrarea în teritoriile ocupate și ieșirea din teritoriile ocupate poate avea loc doar în baza unui permis special. În ultima perioadă, armata rusă a intensificat atacurile asupra regiunilor din Ucraina. Cel puțin 10 persoane au avut nevoie de asistență medicală după atacurile recente cu drone și rachete rusești asupra regiunii Odessa.
Moldova este dependentă de importurile de combustibili fosili și de energie electrică, iar din octombrie 2021 prețurile pentru gaz au crescut semnificativ. Ministrul Energiei, Victor Parlikov, a vizitat cel mai mare parc eolian de peste Prut din județul Constanța, în contextul în care Guvernul Republicii Moldova urmează să lanseze primele licitații pentru capacități mari de energie regenerabilă. Republica Moldova s-a aliniat strategiei Uniunii Europene de a spori securitatea energetică a țării, iar accelerarea tranziției către energia regenerabilă este un obiectiv economic necesar pentru asigurarea independenței energetice a statului. Ceea ce vedem aici este unul din cele mai mari parcuri. La etapa aceea era cel mai mare parc eolian pe terestru în Europa. O investiție de aproximativ 1 miliard și 200 de milioane de euro, care produce la tehnologiile de atunci, așa, care produce aproximativ cam o treime, peste o treime, din volumul total de energie electrică pe care se consumă în Republica Moldova. Parcul eolian este echipat cu 240 de turbine eoliene și poate alimenta cu energie peste 500.000 de gospodării timp de un an. Avem sau nu avem potențial de vânt pentru asemenea proiecte? Da, avem. Ce ne mai trebuie pentru a mobiliza aceste investiții? În primul rând, trebuie să schimbăm și cadrul normativ și acum ne ocupăm de modificarea legii energiei regenerabile pentru a lansa licitațiile pe capacități mari. La prima etapă vom scoate la licitație circa 100 de megawatts de energie eoliană, cu care să vedem ce prețuri vom putea obține. Scopul este să obținem cel mai bun preț pentru consumator. Reprezentantul companiei CEZ România, Liviu Gavrilă, care este și vicepreședintele Asociației Române pentru Energie Eoliană, afirmă că toate țările europene mizează pe energia generată de vânt, fiind o alternativă de electricitate care contribuie la creșterea capacității de producere internă. Tranziția către verde înseamnă a avea capacități de producere energie din sursă regenerabilă. Parcul eolian este o capacitate de producere din surse regenerabile. Ce a făcut România, ce ar trebui să facă Republica Moldova? La nivel de asociație a producătorilor de energie din surse regenerabile, de multe ori transmitem niște mesaje. Au fost multe lucruri bune făcute, au fost și lucruri care puteau fi făcute altfel. Ce trebuie să faceți? Încă o dată, respectați angajamentele și stabilitatea fiscală și legislativă, asigurați un prag minim de rentabilitate și fără greș vor veni și investitorii. Cu zero emisii de substanțe poluante, energia eoliană este nu doar o sursă care poate contribui la reducerea importurilor, dar și o energie curată, fără gaze cu efect de seră. Dacă vedeți în jurul nostru, se pot desfășura fără să fie stingerite activitățile agricole. Din punct de vedere al resursei utilizate, este, de asemenea, vorbind despre vânt, nu există absolut niciun fel de efect colateral care poate fi izvorât. Din punct de vedere al prieteniei cu mediul al unei turbine, da, ea este cea mai puțin generatoare și de NOx în etapa de producere și de acele deșeuri conexe. Din punct de vedere al relației și al echilibrului producere energie cu mediul, turbina eoliană este de departe cea mai prietenoasă. Conform Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la sfârșitul anului 2021, în Republica Moldova erau instalate circa 45 de turbine eoliene cu capacitatea totală de aproape 88 de megawatts. Majoritatea sunt amplasate în sudul și sud-estul țării. Libertatea noastră a încolțit odată cu mișcarea de eliberare națională a Moldovei. Cei mai curajoși și visători au fost uniți și au luptat pentru dreptatea națională. Acum a venit rândul nostru să luptăm pentru calea europeană. Monica Babuc, directorul Institutului Cultural Român din Chișinău, vorbește despre aportul României la cultura și identitatea neamului. Încă din primul an de activitate din 2010, ICR Chișinău s-a implicat în majoritatea evenimentelor culturale importante care au avut loc în Moldova, desfășurând proiecte în toate domeniile importante ale culturii: teatru, film, arte vizuale, științe socio-umane, muzică, artă populară și etnografie sau literatură. Dacă nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat, căderea Imperiului Sovietic și declararea independenței, nu știu cum mai supraviețuia limba română, care era cumva împinsă în câteva domenii, în câteva instituții, în câteva teatre, în câteva biblioteci și nu mai exista de fapt în viața publică a Republicii Moldova. Ei, acest lucru nu putea să nu influențeze cultura scrisă, nu putea să nu influențeze, așa cum am spus,
arta dramatică, cinematografie și așa mai departe. Mai aproape de limba, cultura și valorile românești, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău își continuă menirea pe malul stâng al Prutului. Cele peste 2 milioane de români care locuiesc aici au nevoie de sprijin a spiritualităților, chiar nu de mult. Ca să vă dau un caz concret, a fost finalizat concursul de finanțare a publicațiilor de limbă română din Republica Moldova, conform căruia 10 reviste literare de la noi vor fi susținute până la sfârșit de an cu o sumă de 100.000 de roni, de lei românești, pentru ca existența literaturii și arta a revistei Destin Românesc, a revistelor Dialogica, Filologia, revistei Noi și altele, deci 10 la număr, să se producă fără probleme pentru cei care le creează. Monica Babuc spune că societatea este foarte dezbinată. Problema este în interiorul țării, printre extremele politice, iar capăt acestei lupte poate pune doar oamenii de aici, nu partenerii externi. Să încercăm să căutăm toți, oamenii de cultură, oamenii din știință, oamenii politici, să căutăm modul în care această societate eminamente dezbinată să se unească. Să se unească în majoritatea ei, în dezideratele ei de a crește, de a se dezvolta, de a oferi tinerilor perspectiva vieții de mâine. Atâta timp cât în societatea noastră domină o dezbinare absolută și o luptă a extremelor politice, eu nu văd cum, așa cum spuneți dumneavoastră, cu cele mai bune intenții, Uniunea Europeană, instituțiile Uniunii Europene, Bruxelles sau Strasburg sau oricine altcineva, ar putea să ne ajute pe noi în această chestie. Independența a adus moldovanii Europa. Dacă poporul nu ar fi luptat pentru independență, dacă nu cerea identitatea națională, libertate și adevăr, poporul nici nu ar fi visat să ajungă în Europa, unde drepturile și libertățile omului sunt respectate. Noi din mers am învățat ce înseamnă un stat și funcționarea lui și, bineînțeles, am fost prejudiciați de lipsa de resurse materiale, dar poate și de un management bun, pentru că nu am avut posibilitate să avem această finanțare. Ori ea este obligatorie pentru o țară ca a noastră, care se depopulează atât de rapid, din care pleacă tinerii pentru că nu văd perspectivele lor și chiar dacă anterior noi am avut și încă mai avem, cred, un învățământ nu rău și care se poate încadra încă, lipsa de finanțare a lui îl face din ce în ce mai puțin competitiv. Sub influența anilor de propagandă comunistă, sovietică, sub influența anilor de deznaționalizare, există opinii contrapuse. Mai greu este de explicat societății că drumul pe care trebuie să meargă acum țara nu are de face cu manipularea. Monica Babuc regretă falsurile care mai sunt promovate astăzi de către unii actori care manipulează societatea, spunând că Republica Moldova este în continuare un stat rusesc. E foarte greu să conduci spre niște deziderate și niște obiective, hai să zicem așa, bune, nu, fericite pentru acest popor, din moment ce există o foarte bună parte din acest popor care nici măcar nu crede, pentru că nu știe de unde vine, ce s-a întâmplat cu el, de ce este periculos să rămâi iarăși oricum în ceea ce ți spunea 10 de ani înainte și așa mai departe. Toate lucrurile. Istoria este de fapt purtătoarea foarte a multor răspunsuri la întrebările pe care ni le punem azi. Rachete rusești au lovit depozite de cereale din Odessa, distrugând tone de recolte depozitate. Atacurile susținute ale Rusiei asupra orașului Odessa fac parte din eforturile Moscovei de a distruge capacitatea Ucrainei de a exporta alimente, spun ucrainenii. Într-o postare pe Telegram, Oleg Kiper, șeful administrației militare regionale din Odessa, a declarat că atacurile au fost efectuate cu rachete calibr lansate din Marea Neagră. Din păcate, există lovituri asupra terminalelor de cereale ale unei întreprinderi agricole din regiunea Odessa. Inamicul a distrus 100 de tone de mazăre și 20 de tone de orz. Două persoane au fost rănite în urma atacurilor. Între timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat că resursele statului ar trebui să fie folosite pentru apărare, nu pentru proiecte care în acest moment nu sunt prioritare. El a menționat că ucrainenii ar trebui să simtă că resursele bugetare sunt utilizate în mod corect și adecvat. Тільки за 4 дні цього тижня, з понеділка, російські терористи вже застосували проти нашої держави і значною мірою саме проти Одеси та Одещини, Миколаєва, інших наших південних міст і громад застосували майже 70 ракет різних типів, майже 90 шахедів.
Звичайно, нашим воїнам вдалося збити частину ворожих ракет і дронів. Я дякую за це кожному нашому захиснику неба. Але, на жаль, потужностей української ППО поки не вистачає, щоб дати захист усьому українському небу. Ми максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових комплексів ППО, які можуть дати спокій та безпеку і нашій Одесі, та усім іншим містам, громадам нашої країни. În același timp, ministrul ucrainean al culturii, Oleksandr Tkachenko, și-a anunțat demisia vineri dimineața după neînțelegeri cu privire la utilizarea fondurilor publice pentru proiecte culturale, în timp ce Kievul încearcă să contracareze invazia rusă. Ucraina se află într-o situație extrem de dificilă. O cantitate enormă de cereale a fost distrusă de atacurile rusești. Moldova trebuie să fie alături de țara vecină, inclusiv pe plan economic. O spune președintele Asociației Moldova Fruct, Vitalie Gorincioi. Potrivit lui, Rusia a împins Moldova din CSI cu embargourile impuse. Evident că nu trebuie să stricăm relațiile cu vecinii noștri, mai ales că ei sunt într-o situație cu mult mai grea decât noi suntem. Cu toate că agricultura, eu îi spune, și în Statele Unite Americii, și în, ei o ramură foarte, foarte anevoioasă, dar mai ales când ai război în țară. De ce eu ascult ceea ce este oficial? Noi nu avem niciun interes să importăm cereale din Ucraina, pentru că ele nu vor fi mai ieftine decât producătorii noștri de pe loc. Chiar și transportul cât costă. Potrivit lui Vitalie Gorincioi, ar fi o greșeală mare să restricționăm accesul prin portul Giurgiulești pentru producătorii străini, întrucât vor exista consecințe. Dacă noi punem întrebarea ca exemplu, portul Giurgiulești să fie doar pentru producătorii noștri, pentru exportatorii noștri, mâine, ucrainenii zic, da, Reni și celelalte... Doar pentru Ucraina. Doar pentru Ucraina. Dar noi știm că traderii noștri care se ocupă cu colectarea cerealilor și cu exportul, eu știu foarte bine câțiva, deci, traderi mărișori, care au construit terminale la Reni. Deci, porturile este pe Dunăre, pe Marea Neagră. Și unde ne ducem noi? Portul ăsta din Giurgiulești tot e limitat. Președintele Asociației Moldova Fruct spune că din cauza politicilor de la Kremlin, Moldova părăsește spațiul CSI. O discuție am avut la o masă rotund împreună, deci organizată de socialiști, și le-am spus, noi nu ne-am dus noi din CSI, voi ne-ați împins din CSI și nu CSI în întregime. Noi Rusia ne-a împins din CSI cu embargouri și cu discuții. Nu știu de ce, în loc să discute cu ANSA, cu Ministerul Agriculturii, îi discută cu Ușor, cu nu știu cine acolo, îi dă permisiune la șală, îi dă permisiune la șală. Asta e normal, așa se fac. Bine, noi suntem stat mic, dar statele mari așa fac politică. Dacă e vorba că... De atâta, eu nu socot că noi ne-am dus din CSI, pe noi ne-am împins din CSI și asta au făcut-o în primul rând Rusia. Atunci când s-a elaborat strategia de țară, educația nu a fost printre priorități. Mereu funcționarii care vin în fruntea ministerului anunță că educația este baza unei societăți, dar odată intrați în sistem se confruntă cu nenumărate probleme. Tatiana Potâng, doctor în filologie, ex-viceministra educației, susține că lipsesc multe elemente din tabloul care se numește Republica Moldova. Guvernele succesive de la Chișinău au creat politici care au aruncat localitățile în secolele trecute. Eu sper că noul ministru, Dan Perciun, va puncta corect prioritățile, care ar fi ele după mine. Mai întâi, cred că ar trebui să fie elaborată o viziune strategică asupra direcției în care trebuie să se miște mai departe sistemul educațional. Pentru că, din păcate, trebuie să menționez că în ultima perioadă, și aceasta a fost destul de lungă, această ultimă perioadă, noi tot mergem pe metoda aceasta heirupistă, da? Deci mergem dintr-un proiect în altul, dintr-o inițiativă în alta, fără a fi totuși cumva ghidați de o viziune strategică. Depopularea statului nu este o problemă care atinge doar domeniul educației, spune Tatiana Potâng. Nuanțat atinge sistemul educațional.
În sensul în care sunt mai mult afectate școlile din mediul rural, unde avem clase incomplete, și sistemul de învățământ superior. Pentru că pe alte segmente noi totuși avem niște, uneori avem clase supradimensionate în Chișinău, deci cu clase cu peste 40 de copii în clasă, avem grădinițe în care numărul de copii este mult peste cel care este prevăzut în codul educației și, în, cum am spus, în mediul rural, iată, avem această discrepanță evidentă când nu ajung copii în clase, avem un număr mic de clase, adică o singură clasă la paralelă și, respectiv, ore puține pentru profesorii din mediul rural. Educația de bază vine de la școală, iar cadrele didactice trebuie să fie remunerate pe măsură. Remunerare, iarăși foarte precară, pentru că profesorii care au deci o jumătate de normă iau un salariu de 3-4 mii de lei, ceea ce este mult prea puțin. Aici ar trebui să se gândească ministrul cum se poate de asigurat cu ore toți profesorii, de exemplu. Cum ar trebui să fie o prioritate pentru minister majorarea salariilor în condițiile în care inflația a crescut cu atât și în condițiile în care mai avem o discrepanță foarte mare între salarizare din învățământul superior și cel din învățământul general. Profesorii universitari au salarii mai mici decât profesorii școlari. Iarăși niște paradoxuri care ar trebui rezolvate. Atât pentru astăzi, sunt Nicoleta Toacă și vă mulțumesc pentru atenție. La orice oră ne găsiți pe site-ul voceabasarabiei.md, dar și pe rețelele de socializare. Numai bine!